seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Aizu, bun găsit la Focus, să vedem care sunt cele mai importante știri ale zilei. Dani Mocanu a fost condamnat la închisoare cu executare pentru o melodie în care incita la ură împotriva femeilor. Bătaie ca în filme la starea civilă din Vaslui, două cupluri și-au împărțit pumni și picioare. După două luni de restricții, Bucureștiul a reușit să coboare pragul incidenței sub 3 la 1000 de locuitori. Este premieră în sistemul de justiție din România. Magistrații din Pitești l-au condamnat pe Dani Mocanu la 6 luni de închisoare cu executare pentru incitare la ură împotriva femeilor. Sentința nu este însă una definitivă. Domnule procuror, sunt nevinovat. Despre infracțiuni eu doar am cântat. Unul care libertatea o iubește, nici prin cam nu trece să se facă pește. Dani Mocanu a fost trimis în judecată la finalul anului trecut, după ce în 2019 a postat pe YouTube un videoclip în care mai multe femei erau prezentate în ipostaze degradante. De asemenea, instanța îl obligă acum să șteargă videoclipul de pe toate canalele online și să plătească o amendă de 15.000 de lei. Nu este pentru prima dată când manelistul are probleme cu legea. El este cercetat și pentru rele tratamente față de animale, după ce anul trecut a lansat un alt videoclip în care apărea un leu rănit și vizibil subnutrit. Scena incredibilă la starea civilă din Vaslui. Două cupluri s-au luat la bătaie în văzul lumii în timp ce așteptau eliberarea unor documente. Victimă colaterală în scandal a căzut un polițist chemat să aplaneze conflictul. Scenele de pomină au avut loc după ce unul dintre bărbați a fentat coada de la biroul de eliberare actelor. Îmbrâncelile inițiale s-au transformat într-o bătaie în toată legea. În scurt timp, altercației s-au alăturat și consoartele celor doi combatanți. Disputa a fost extrem de aprinsă. Cei patru scandalagii au ajuns chiar să-și rupă hainele de pe ei. La fața locului au ajuns în scurt timp un polițist și un jandarm. În timp ce încerca să calmeze spiritele, unul dintre oamenii legii a fost pus și el la pământ de unul dintre bătăuși. Scandalul s-a terminat abia la secție. Bărbatul de 39 de ani din Vaslui a fost imobilizat și condus la sediul poliției municipiului Vaslui, unde a fost sancționat contravențional cu o amendă în cuantum de 400 de lei pentru abateri pe vârstă de legea 61 din 1991. Lucrurile nu se termină însă aici. Polițiștii au deschis scandalagilor un dosar penal pentru lovire și alte violențe. S-a dat deja startul petrecerilor pe litoral, iar distracția a început cu un chef monstru. Sute de oameni s-au îmbarcat pe un iaht de lux și au pornit în larg. Imagini de la petrecerea anului în câteva minute în jurnal. În stațiune de pe Valea Prahovei s-a circulat astăzi, ca de fiecare dată de sărbători, bară la bară. Imaginile surprinse din dronă arată un DN1 transformat într-o imensă parcare. Un drum de 18 km a fost parcurs în mai bine de 2 ore. Iar exodul spre munte probabil că va continua și mâine dimineață. Polițiștii vor fi însă prezenți și ei în trafic pe toată perioada weekendului prelungit. În intervalul 30 aprilie 3 mai 2021, aproximativ 1300 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova vor acționa pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Cum arată traficul pe Valea Prahovei la această oră, ne spune colega mea Eliza Baejat. Bună seara, Eliza! Putem vorbi despre aceeași aglomerație de la orele prânzului astăzi? Aflăm în Bușteni. Astăzi au fost cozi uriașe și cei drept. Acum s-a mai eliberat puțin drumul. Unii șoferi și-au pierdut răbdarea și da, este de înțeles, s-a claxonat mult și cu siguranță cu toții au avut ceva de așteptat până au ajuns la destinație. Probabil nici autoritățile nu se așteptau la un asemenea exod și chiar dacă au fost extrem de mulți polițiști pe întreg drumul de la București la Brașov, în zadar, polițiștii nu cum să ajute șoferi. Un lucru este cert, Brașov este de peste 50%. În Poiana Brașov, sezonul de schi a fost prelungit, așadar, de sărbători, turiștii vor avea parte atât de schi cât și de ceaune. Surprinzător este faptul că în Poiana Brașov încă schia este zăpadă din belșug. Superioară a masivului Postăvarul ajunge stratul de zăpadă chiar și la 80 de centimetri și se poate coborî pe schiuri până jos în stațiune. În acest moment funcționează atât gondola cât și telescaunul Ruia, cel din
partea superioară a masivului. Acum, prețurile la cazări au rămas asemănătoare cu cele de acum 2 ani, iar, așa cum vă spuneam, acel grad de ocupare, este posibil ca acesta să mai crească puțin, mai ales că hotelierii ne-au spus că au fost contactați de către turiști și au cerut oferte la last minute. Atât de aici. La revedere! Elisa, îți mulțumim. Românii s-au pregătit și chiar de ieri au plecat foarte mult spre mare pentru a-și petrece acolo mini-vacanța de Paște și 1 mai. Colega mea, Amalia Chiriță, este acum la intrarea pe Autostrada Soarelui și vine cu mai multe informații. Bună seara, Amalia! S-au înghesuit și astăzi românii pe autostradă spre mare? Bună seara, Marius! Traficul spre Autostrada Soarelui nu este aglomerat în această seară. Oamenii s-au grăbit să ajungă spre mare și au plecat chiar de dimineață. Românii vor să profite de temperaturile ridicate care s-au anunțat în acest weekend și se îndreaptă spre mare, acolo unde vor sărbători Paștele, dar și 1 mai. Sunt aici prezente și echipaje de poliție pentru a se asigura că șoferii respectă regulile de circulație. Vorbim așadar de aproximativ 26.000 de polițiști, jandarmi și pompieri pregătiți oricând să intervină. Ieri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dașbog, a spus că și pe litoral vor fi mobilizați polițiști, iar asta pentru ca aceștia să se asigure că nu vor exista petreceri și că măsurile de siguranță vor fi respectate. Atenție, dacă ajungeți la mare, este important să știți că masca de protecție este obligatorie și atunci când ne aflăm pe plajă. În acest weekend, peste 35.000 de români sunt așteptați la mare. Marius? Amalia, îți mulțumim. În mod clar, toate drumurile duc la mare în această perioadă. Cei care călătoresc de 1 mai și de Paște spre litoral sau chiar spre munte, dar au vrut să evite traficul infernal și au ales trenurile. Și acum cererea crescută, CFR a suplimentat trenurile spre Constanța. Iar turiștii, odată ajungi la destinație, nu pot decât să se bucure de nisip și atmosfera de sărbătoare, cum numai de 1 mai la mare se găsește. Mateo locuiește în București și vrea să prindă răsăritul de 1 mai în Vama Veche împreună cu prietenii. Vor sta aici 3 zile, așa că au luat multe bagaje cu ei, inclusiv un cort. De când stau în mașină, stau înghesuit în tren, mă mai ridic din picioare, mă plimb prin tren. Mai... Noi sperăm să nu dormim, dar am luat cortul de precauție. Dar nu e primul an când merg așa, sunt învățat. Ai dormit în cort pe plajă? Da, am dormit și în cort și pe plajă și așa în vamă. Și alți bucureșteni au preferat călătoria cu trenul. Se pare că e mai confortabil cu trenul, iar prețurile sunt aceleași cu microbuzul, dar nu stai în trafic, nu e atât de frustrant. Că e mai confortabil, se ajunge mai repede, în 2 ore. Este ora 14 și chiar în aceste momente această garnitură CFR pleacă din București spre Constanța. Ajunge în jur de ora 16 și un sfert, așa că cei care au plecat să sărbătorească 1 mai la mare vor fi spre pe plajă. Un bilet de tren pentru un adult din București spre Constanța costă 59,6 lei, iar până la Mangalia este 66,3 lei. Dacă luați un bilet dus întors, aveți și o reducere de 10%. Studenții plătesc biletul pe jumătate, iar elevii călătoresc gratuit. Pe litoral au început deja petrecerile care marchează deschiderea sezonului estival. Sute de turiști au îmbarcat la bordul unui iaht de lux și au pornit în largul mării într-o experiență unică. Au dansat ca la chefurile din mijlocul verilor când nimeni nu auzise de vreo pandemie. Aturile petrecerii au fost muzica și apusul soarelui. Au participat aproximativ 300 de oameni, iar totul a fost legal, pentru că poliția nu are competență să intervină pe mare. O nouă modă s-a lansat în materie de distracție pe litoral, petrecerile pe catamaran. În timp ce muzica răsună, luxoasa embarcațiune a plimbat pe petrecăreți spre nordul stațiunii Mamaia, dar și în zona cazinoului din Constanța. La petrecere, 300 de tineri s-au distrat timp de 4 ore în largul Mării Negre. Șampania scumpă a curs în pahare, iar muzica bună a răsunat în bătaia brizei. Și cum orice petrecere trebuie să aibă și un moment unic, s-a creat un efect de fum alb și joc de focuri, special pentru cei prezenți. Este super, au făcut o treabă excelentă că au făcut așa ceva. Până acum nu aveam așa ceva la mare. Faptul că este ceva nou și este pe mare, adică
Și până acum am avut o pauză, adică oricum este altceva. Trecere foarte frumoasă, unde cred că o să fie cheia succesului din vara asta. Ceva nou, ceva tineresc, ceva plin de energie și sper ca toată lumea din toată România să vină cel puțin o dată pe an să pună piciorul aici. Pentru această ieșire în largul mării, tinerii au plătit 350 de lei de persoană. Prețul a inclus plimbarea și o gustare, băuturile fiind plătite separat. Este un proiect ambițios, iar astăzi s-a demonstrat deja faptul că putem să creăm atmosferă și pe mare. Foarte plăcută, în siguranță, cu toate normele în vigoare. Petrecerile pe iaht vor continua în mini-vacanță, dar și pe parcursul sezonului estival. Peste 35.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în această mini-vacanță de Paște și de 1 mai. Mulți au ajuns încă de astăzi și s-au cazat în hotelurile de la plajă. Cei mai mulți au ales să petreacă în Mamaia și în Vama Veche. Distracțiile pe plajă până la răsăritul soarelui sunt însă interzise chiar și în noaptea de înviere, când circulația este permisă până la ora 5 dimineața. Colegul meu, Viorel Matei, se află acum pe plaja din Mamaia. Bună seara, Viorel! Care este acum acolo atmosfera? Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara tuturor! Deocamdată atmosfera este relaxată, nu s-au încins petrecerile pentru că încă nu sunt foarte mulți oameni veniți pe litoral în stațiuni. Dar numărul lor urmează să crească în următoarele ore pe parcursul nopții și mâine, când sunt așteptați să sosească mult mai mulți. Față de anul trecut, anul acesta turiștii se vor putea distra și petrece doar până la ora 22, și pe 1 și pe 2 mai și zilele următoare. După ora 22, nimeni nu se mai distrează. Nu doar că petrecerile sunt interzise după acea oră, dar și statul pe plajă va fi interzis. Spre deosebire de anul trecut, de exemplu, când la Vama Veche, în plină stare de urgență, tinerii au stat pe plajă până dimineață. Anul acesta, polițiștii și jandarmii spun că nu vor face rabat de la lege absolut deloc, vor face echipe mixte împreună cu poliția locală și vor lua plajele la pas. Cine este găsit pe nisip după ora 22, va primi amendă. Viorel, îți mulțumim foarte mult. Vacanța de 1 mai și de Paște găsește hotelurile pe jumătate goale. Din păcate, regulile instituite în pandemie au făcut din turism victima perfectă. Sunt însă și stațiuni în care turiștii au dat năvală ca în anii buni. Cele din Bucovina sunt exemplul perfect. În Vatra Dornei, vestea relaxării restricțiilor a atras turiștii ca un magnet. De săptămâni bune, telefoanele hotelierilor sună într-una. În această unitate de cazare, locurile sunt deja ocupate în totalitate. Turiștii din toată țara au ajuns zilele acestea în Bucovina. În acest an, din păcate, nu am putut să facem pachete de Paște și atunci vom merge deschis, a la carte. Vin din zona Iașului, Clujului, vin și de la Brașov, Bacău, de la București am avut foarte mulți cazați, cam de peste tot. Pe Valea Prahovei însă numărul turiștilor este considerabil mai mic decât în anii anteriori pandemiei. Nici măcar hotelurile de lux din Poiana Brașov nu se pot lăuda cu un grad de ocupare mai mare de 50%. Avem și pachete de Paști unde stăm 4 zile cu 3 nopți de cazare, 2 persoane în cameră dublă, 2250 de lei. Aici avem 5 mese incluse, mic dejun, cine festive și, de ce nu, plimbări în aer curat. Vedem foarte bine că avem și soare, e frumos și Paștile vor fi extraordinare. Care este gradul de ocupare? De unde vin turiștii? În acest moment avem un grad de ocupare de 50% din total, de 70% admis. Turiștii sunt preponderent din zona Bucureștiului și din partea de sud a României. Puternic lovit de criza sanitară, turismul are și câștigătorii lui. Pensiunile care au curs generoase nu duc lipsă de clienți nici în această mini-vacanță. La fel de căutate au rămas și locurile în care se poate schia chiar și în această perioadă. Pe mulți, Paștele îi va găsi pe pârtie. Cel mai probabil tot pe pârtie, pentru că sezonul încă continuă până pe 3. Săpada încă e bună, e soare, deci cred că tot aici ne găsiți. Proprietarii unităților de cazare din întreaga țară au pus la dispoziția turiștilor care vor petrece vacanța de 1 mai și Paște în România peste 80.000 de locuri. Potrivit datelor oficiale, țara noastră dispune de 500.000 de astfel de locuri. Infectările cu COVID-19 au scăzut astăzi în București sub 3 la 1.000 de locuitori. Asta înseamnă că ne așteaptă noi măsuri de relaxare, iar restaurantele se vor deschide și la interior. Colega mea, Cătălina Iordache, are mai multe informații. Cătălina, la ce ne putem aștepta și de când va începe această relaxare? Bună
seara, Marius, bun găsit tuturor! Cel mai devreme, începând de luni dimineața, spune prefectul Alin Stoica, ne-am putea aștepta la noi măsuri de relaxare în capitală, însă asta se va întâmpla doar dacă rata de infectări cu COVID-19 va continua să scadă. Astăzi, infectările cu COVID-19 au ajuns la rata de 2,98 de cazuri la 1000 locuitori, așa că prefectura așteaptă opinia DSP, apoi va fi o ședință a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, care va emite și o hotărâre în acest sens. Asta înseamnă că restaurantele se vor deschide și la interior și oamenii vor putea să ia masa și la interior, nu doar la terase, cum se întâmplă acum. Se vor deschide și cinematografele și sălile de spectacole, însă toate aceste locații vor putea funcționa doar la 30% din capacitate. Însă în București deja o parte din restricții au fost relaxate de săptămâna aceasta. După aproape o lună, carantina de weekend a fost ridicată, așa că operatorii economici vor închide de astăzi la ora 21, inclusiv aici în centrul vechi. De asemenea, circulația persoanelor va fi permisă în fiecare zi până la ora 22. De altfel, în toată țara, situația pare să se îmbunătățească potrivit datelor autorităților de astăzi. Niciun județ nu se mai află de astăzi în scenariu roșu. Momentan atât de aici. La revedere! Cătălina, îți mulțumim. Cam fiecare an în săptămâna mare, centrul orașului Târgoviște a fost luminat în cadrul evenimentului unic în țară, Calea Luminii. Mii de lumânări aprinse de preoți și credincioși au luminat treptele mitropoliei. Evenimentul nu a mai avut totuși amploarea anilor trecuți. Traseul a fost mai scurt, iar participanții mai puțin numeroși. De pe treptele mitropoliei și până pe platoul Mihai Viteazul, candelele aprinse de credincioși au format un culoar al dorințelor, speranțelor și al dorului pentru cei care au trecut în neființă. Ce spuneți când aprindeți aceste lumânări? La ce vă gândiți? Tot o să fie bine. Sperăm să vină o vreme mai bună, să scăpăm de epidemia aceasta, să revină totul la normal. Pentru liniște. Peste 3000 de lumânări au fost aprinse. Cei mai fericiți au fost copiii. Ați mai fost până acum, nu? Da. Cum? S-a părut mai frumos atunci, că nu era distanțară. V-ați rugat cumva și pentru pandemie să treacă mai repede? Să începe școala? Da, că mă aștept un examen și nu. Da? Câte ai aprins? Una ai aprins doar? Te-ai rugat când ai aprins lumânarea? Da. Ce te-ai rugat tu? Ce te-ai dorit să se întâmple? Proiectul a fost inițiat în urmă cu 22 de ani de pictorul târgoviștean Mihai Șerbănescu. După 22 de ediții, după ce am trecut prin multe ploi, vânt, furtună și când totul s-a făcut neîntrerupt, îmi dau seama că cerul ne iubește. Și atunci sigur că nu am decât o reverență față de cei care pun umărul la această întâmplare din Târgoviște, Calea Luminii. Evenimentul, unic în țară, are loc în fiecare an în săptămâna patimilor. Ortodoxii din țară se pregătesc pentru noaptea de înviere. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au luat toate măsurile de protecție necesare pentru ca nicio persoană care își dorește să participe la slujba de înviere să nu se poată infecta cu virusul SARS-CoV-2. Masca de protecție și distanțarea fizică sunt obligatorii. Aproximativ 600 de credincioși sunt așteptați mâine seară pe dealul Patriarhiei din capitală. La Catedrala Patriarhală din capitală, pregătirile pentru noaptea de înviere au început. Mâine seară, credincioșii care vor să primească Lumina Sfântă vor avea acces către piațeta catedralei începând cu ora 23. Atenție, pentru a participa la slujbă, oamenii trebuie să respecte câteva reguli stricte. Pe lângă masca de protecție pe care credincioșii trebuie să o poarte pe toată durata slujbei, ei trebuie să țină cont și de distanțarea fizică. Ei bine, aceste marcaje amplasate în curtea Patriarhiei îi vor ajuta pe oameni să păstreze distanța de 1,5 m. Voluntarii bisericii le vor oferi credincioșilor dezinfectant și măști de protecție. În curtea catedralei vor avea voie maximum 500 de participanți. Cei care vor să rămână la slujbă până la 5 dimineața vor avea acces și în interiorul bisericii. Numărul este însă limitat la maximum 70. Anul trecut nu ați putut merge la biserică. Anul ăsta aveți merge? Cu ajutorul Dumnezeu poate o să reușim să ajungem. Veți participa la slujbă? Sigur că da, sigur că da. Dar la Pitești mergem la părinți acolo. Sfânta zi de astăzi și mâine să le trecem cu bucurie
și să ajungem în noaptea de înviere, cu toții, să fim sănătoși. Și la Catedrala Mitropolitană din Cluj, pregătirile pentru noaptea de înviere sunt în desfășurare. La Cluj-Napoca, spațiul generos din fața Catedralei Mitropolitane le va permite preoților să așeze câteva sute de scaune pentru cei suferinți sau pentru cei mai în vârstă. Slujba se va ține în aer liber și nimeni nu va putea să intre în biserică. Înalții prelații roagă pe credincioși să păstreze distanța. E adevărat, există și locașuri de cult unde se va permite accesul în biserică, însă într-un număr cât mai restrâns. Restricțiile de circulație vor fi ridicate în noaptea de înviere. Oamenii vor putea merge la biserică fără declarație pe proprie răspundere. Totuși, autoritățile fac apel la românii care nu vor participa la slujbă să nu profite de ridicarea restricțiilor și să nu facă deplasări inutile. Mâine seară, Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă pe aeroportul Otopeni. Aceasta va fi înmânată delegaților Patriarhiei Române și împărțită în toate lăcașurile de cult din țară. Friptura de miel, drobul, cozonacii sau pasca cu brânză dulce sunt nelipsite în fiecare an de pe masa de Paște. Însă pentru pregătirea lor, gospodinile trebuie să treacă pe la piață. Producătorii spun că, în ciuda pandemiei, vânzările nu au scăzut, iar cumpărătorii se bucură că sunt aceleași prețuri ca anul trecut. În medie, românii spun că alocă pentru masa de Paște un buget de aproximativ 300 de lei. Deși a început numărătoarea inversă până la sărbătorile pascale, în piețele din Suceava încă se stă la coadă. Vedeta de pe tarabe este carnea de miel și chiar dacă este mai scumpă față de anul trecut, nu rămâne nevândută. Nu prea afectează pandemia, să știți. Dar pe comunitate cele scump s-au ridicat. Doar toate cele s-au ridicat. Motorina, pâinea, soluțăt așa și mielul tot așa. Că și noi avem cheltuielile noastre. Și... așteptam de anul trecut. Anul trecut am venit în sala asta și era goală. Și așa trăiesc cu nostalgie că ani la rând aici erau plini de miei. Și... kilogramul de carne de miel se vinde în piață cu 30 de lei. Și în piețele din Cluj-Napoca este agitație. Aici, la mare căutare, sunt verdesurile de sezon. Sunt ingrediente nelipsite din drobul de miel. Au crescut, au scăzut prețurile anul acesta la marfă față de anul trecut? Cam tot același preț au rămas. Cam la tot. Ce preferă oamenii? Păi oamenii preferă ceapa verde, ridichile, salata verde în momentul de față și spanacul, numai în momentul nou ni s-a terminat. Verdețurile au fost cap de listă pentru masa de Paște. La Cluj-Napoca prețurile nu au crescut. La mare căutare, spun producătorii, au fost ridichile, ceapa verde, spanacul sau urzicile, care s-au vândut cu 5 lei kilogramul. De pe mesele de sărbători, dulciurile sunt nelipsite. În Timișoara, în cofetării și patiserii, cozonacii, pasca sau prăjiturile nici nu apucă să stea în vitrină. Comenzile cele mai solicitate sunt pentru cozonaci și pasca în special, că asta este tematica Paștelui. Torturile sunt foarte comandate, prăjiturile, dar și patiseria. Cele mai căutate sunt aceste platouri cu prăjituri. Un asemenea aranjament costă în jur de 70 de lei. Prețul este un pic mai mare decât anul trecut și asta pentru că și cererea în acest an a crescut cu aproape 30%. Pentru Focus, de la Timișoara, Ovidiu Brădianu, Prima TV. Încurajați de biserică, primar și medici, localnicii din Vidra au mers cu micul mare la vaccinare chiar în Vinerea Mare. Vor să scape de restricții, iar dacă oamenii în care au încredere spun că e bine să se imunizeze, se vaccinează fără să stea pe gânduri. 100 de persoane se vaccinează zilnic în comuna Ilfoveana, așa că numărul celor imunizați cu cel puțin o doză a trecut deja de 50% din populația întregii localități. Ușor reticenți la vaccinare, oamenii de aici din Vidra au prins încredere, încurajați fiind de biserică. Cei mai mulți dintre ei spun că au credință și că asta ne va ajuta să scăpăm de pandemie. Sunt liniștiți, sunt bine, stă bine. De ce ați ales să faceți vaccinul? Aveți încredere? Da, am încredere, păi vedem, sperăm în Dumnezeu că se termine boala asta. Cine v-a încurajat aici în comună să vă vaccinați? Păi începând la domnul primar, familia, copiii, nepoții, deci tot, biserica, chiar și părintele nostru Cristian a îndemnat multă lume. La Vidra, în județul Ilfov, vaccinare în toi. Autoritățile laice și religioase și-au dat mâna și încurajează pe o singură voce localnicii să se imunizeze. În această campanie de informare ne ajută cel mai mult președintele Consiliului Județean Ilf și preotul din localitate. Îmi doresc să ajung la undeva la 80% din totalul de locuitori ai comunei Vidra. Pentru că platforma de vaccinare a dat bătăi de cap celor mai în vârstă, autoritățile au decis să dea undă verde
verde imunizării la liber. Pot veni să se vaccineze și dacă nu au programare pe platformă, pentru că noi suntem aici 12 ore și vrem să vaccinăm cât mai mulți. Cred că totuși accesul pe platformă le este greoi. Da. Și sunat în call center și atunci am observat că am un feedback mai bun dacă omul vine doar cu buletinul, merge în triaj și este vaccinat. Acum în comună rata de infectare este de 1,92 la 1000 de locuitori. 100 de metri garduri, proba zimbrilor, s-a întâmplat în județul Neamț, unde o turmă întreagă a intrat în curtea unui gospodar, în ciuda faptului că au fost nevoiți să sară un gard. Faptul că înălțimea acestuia depășea 1,5 metri nu le-a ridicat vreo problemă animalelor, care au luat-o însă numai decât la fugă când l-au văzut pe om. Un zimbru poate ajunge la o greutate de 920 de kg și în ciuda acestui fapt sunt animale sprintene și, așa cum se observă și în imagini, obstacolele nu i-au împiedicat să iasă din curtea gospodarului, probabil la fel cum au și intrat. Captură importantă de droguri în Galați. Procurorii au prins în flagrant două persoane care încercau să scape de câteva zeci de kilograme. Cristina Filip are detalii. Cristina, ce informații ai până în momentul acesta? Bună seara, Marius! Din primele informații se pare că cei doi suspecți au fost prinși în flagrant chiar pe faleza din oraș, în timp ce încercau să arunce în Dunăre trei saci care conțineau aproximativ 400 de plante de cannabis. Vorbim despre o cantitate de aproape 60 de kilograme de droguri. Potrivit procurorilor de ICOT, cei doi cultivau cannabisul într-o locuință care se află în orașul Galați. În ultimele două zile au fost făcute 6 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost confiscate mai multe documente, telefoane mobile, o sumă importantă de bani, vorbim despre peste 10.000 de lei, dar și mai multe echipamente care erau folosite atât pentru cultivarea, cât și pentru prelucrarea drogurilor. Cei doi suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de mare risc. Marius? Cristina, îți mulțumim. În Israel, cel puțin 44 de oameni au murit călcați în picioare într-o busculadă produsă în timpul unui pelerinaj. Ce a provocat uriașa tragedie, vă spun în câteva minute în jurnal. Un om la fiecare minut este vaccinat la centrul drive-thru din București. Prin urmare, în 22 de ore de funcționare, în cele 4 fluxuri existente, au fost imunizate deja aproape 1500 de persoane. Nu e nevoie aici de nicio programare online, nici de acces la call center, ci doar de buletin și de un mijloc de transport. Acest bărbat din Ciorogârla a ajuns la centrul de vaccinare drive-thru din capitală cu bicicleta. 18 km a străbătut pentru a se putea imuniza. Păi ce să-i facem? Vreau să-mi protejez familia și copiii. Sănătatea e mai presus decât toate. De cât timp stați, domnule, la coadă? Păi, aproximativ, cred că o oră. Cei dornici să fie vaccinați s-au așezat la rând încă dinainte de deschiderea de la ora 8 dimineața. Între 2 și 3 ore atât au stat la coadă cei care au venit astăzi în Piața Constituției la centrul de vaccinare drive-thru. Răbdarea le-a fost dată de gândul că în curând vom reveni la normalitate, dar și de vacanțele pe care le plănuiesc în această vară. De cât timp stai la coadă? Cred că s-au făcut 2 ore deja, aproape 2 ore. Am luat decizia că, pentru că vreau să plec din țară în curând, adică o să călătoresc și am nevoie, bineînțeles, de vaccin. Da, ca să mă protejez și pe mine și pe ceilalți. De ce ai ales să vii să te vaccinezi la acest centru drive-thru? Pentru că a fost foarte comod. Decât să stau să mă programez, să aștept câteva zile, mi s-a părut foarte la îndemână și am zis că ok, o pierd aici o oră jumate, 2 ore, nu e niciun fel de problemă. Doritorii se pot vaccina fără programare doar cu un act de identitate și trebuie neapărat să vină la centru cu un mijloc de transport. Drive-thru din București se deschis zilnic de la 8 dimineața la 8 seara până pe 12 septembrie. Și în Arad a fost o zi inedită când vine vorba de vaccinare. 80 de motocicliști au pornit în marș din fața primăriei spre imunizare. La final, motocicliștii s-au întors în fața primăriei, de unde au transmis și un mesaj: vaccinează-te!
Unul din 5 români cu vârsta de peste 16 ani a fost deja imunizat cu cel puțin o doză de serfie, Pfizer, Moderna sau AstraZeneca. În premieră, Comitetul Național de Coordonare a Vaccinării a publicat astăzi defalcarea pe grupe de vârstă a celor vaccinați. Categoria de vârstă 60-69 de ani conduce în top. Aproape jumătate de milion de persoane a primit deja ambele doze. Urmează românii din intervalul de vârstă 40-49 de ani. Aproape 360.000 sunt imunizați complet și cei de 50 până la 59 de ani. În ceea ce îi privește pe tineri, sunt deja 14.000 între 16 și 19 ani vaccinați și aproape 230.000 de oameni cu vârste între 30 și 39 de ani au primit ambele doze de ser. Situația seniorilor pare a fi destul de bună. Sunt în total aproape 400.000 de persoane vaccinate, cele mai multe dintre ele fiind în categoria de vârstă 70-79 de ani. Până în acest moment, 12 milioane de români nu au fost imunizați. Elevii unei școli din Buzău au primit deja cadoul de iepuraș. Fiecare copil, dar și profesorii, au de acum câte o tabletă care le va permite în sfârșit să participe la cursurile online. Darul a venit tocmai de la București. Sunt Maria, e prima dată când intru pe Zoom și îmi place foarte mult. Eu sunt Odilia, mulțumesc pentru tabletă, îmi place foarte mult. Cu zâmbetul pe buze și emoționați, elevii școlii Scorțoasa din Buzău fac cunoștință pentru prima dată cu aplicația Zoom. Pentru ei, școala online a fost o corvoadă. Nu au avut tehnologia necesară cursurilor online. Însă de acum lucrurile s-au schimbat. Elevii colegiului Mihai Viteazu au colectat deșeuri, iar cu banii obținuți din vânzarea acestora au reușit să-i ajute pe alți copii mai puțin norocoși. Eu am făcut parte din proiecte și de film. Iar echipa de la tehnic aduna tot timpul foarte, foarte multe baterii. Și m-am hotărât să le reciclez, să iau inițiativa și să le strâng pe toate. Campania s-a derulat pe o perioadă de 3 luni. Am gândit o zonă de monetizare prin gamification, în sensul în care voluntarii s-au înscris într-o platformă unde, pe baza încadrării unor poze cu deșeurile reciclate, au strâns plastic coins. Acele plastic coins echivalează cu o tabletă. 100 de plastic coins s-au echivalat cu o tabletă. Peste 150 de elevi au contribuit la această campanie. În 3 luni au strâns o tonă de deșeuri. Efortul lor a echivalat cu 79 de tablete, câte una pentru fiecare elev de la școala Scorțoasa și 8 laptopuri pentru fiecare profesor. Vă arăt, o schemă cu mingea. Ia să vedem. Școala din Scorțoasa făcea parte deja din comunitatea noastră apropiată, le cunoșteam nevoile. S-au bucurat enorm și pur și simplu faptul că au fost observați și auziți de cineva, presupun că le-a adus o fericire mare și implicit ne-a adus și nouă împlinire și fericire. Pe 5 mai elevii se vor întoarce la cursuri, însă majoritatea dintre ei vor continua să facă orele în mediul online. Excepție fac doar cei din clasele terminale, a 8-a și a 12-a, care vor fi prezenți în bănci la reînceperea școlii. Tragedie de proporții în Joia Mare, în Israel. Cel puțin 44 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți în timpul unui pelerinaj la care participau aproape 100.000 de oameni. Mai bine de 1.000 dintre ei s-au călcat pur și simplu în picioare. Ziua de duminică a fost declarată zi de doliu național. Ne vom uni în durere cu familiile și în rugăciune pentru cei răniți, a spus premierul Benjamin Netanyahu. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Aproximativ 100.000 de evrei au participat azi noapte la festivalul sărbătorii Lag Bomer din orașul Meron, cel mai mare pelerinaj organizat în Israel de la începutul pandemiei de COVID-19. Credincioșii s-au strâns în jurul unor focuri aprinse pe o arenă la mormântul unuia dintre cei mai cunoscuți rabini. După miezul nopții însă, iadul s-a dezlănțuit. Imagini șocante cu oameni răniți, cărați pe tărgi sau în brațe și 10 de cadavre înșirate în apropierea arenei unde a avut loc tragedia au fost transmise de televiziunile din Israel. 10 de ambulanțe și 6 elicoptere au fost trimise pentru evacuarea răniților la 2 spitale din nordul Israelului.
Până în acest moment nu este clar motivul de la care a izbucnit această situație tragică. Se speculează însă că totul ar fi plecat de la anunțul unei amenințări cu bombă. Peste 150 de persoane au fost rănite în urma evacuării haotice, iar 44 dintre acestea se află în stare gravă. We received information about a lot of injuries. We went to the ground zero. The injuries start to came and we start the first aid. Unfortunately, at the end we have 44 deaths and above 100 injuries in different severity. Participanții la festival au povestit momentele critice prin care au trecut în timp ce încercau să evacueze arena în care se desfășura pelerinajul. We were standing and waiting for our friends. We were going to go inside for the dancing and stuff. And all of a sudden we saw paramedics from MADA and whatever running by like mid CPR on kids. And then one after the other started coming on ambulances. Then we understood like something's going on here. לא, המקום כמעט לזוז, ואנשים נפלו על הרצפה, כמו נפלו מאוד על הרצפה. Festivalul religios se organizează anual în Israel în amintirea încheierii unei epidemii devastatoare în rândul elevilor unei școli din secolul al II-lea. Mii de persoane erau așteptate și astăzi la pelerinaj, însă până la acest moment nu sunt clare condițiile în care se va desfășura în continuare pelerinajul. O familie din California a trăit momente de coșmar după ce casa le-a fost invadată de un stol uriaș de păsări. Scenele filmate în interiorul locuinței sunt parcă rupte din peliculele horror ale lui Alfred Hitchcock. Vă arătăm și noi imagini imediat după publicitate. Revenim în 3 minute. Să gustăm câte puțin din toate este regula de bază pentru a ne putea bucura de sărbători liniștite fără grija exceselor. Pe lângă ou, drop și cozonaci, puneți în farfurie legume și verdețuri din belșug, iar între mese mai faceți câte o pauză de mișcare. Consumate cu moderație, preparatele tradiționale nu sunt doar gustoase, ci și sănătoase. Bună dimineața, plină de culoare, de verdețuri și de crudități. Așa trebuie să arate masa de Paști ca să fie în aceeași măsură gustoasă și sănătoasă. Primăvara ne pune la dispoziție o bogăție de legume proaspete, numai bune de consumat alături de ouă, drop sau friptură de miel. Niciun preparat tradițional nu este contraindicat dacă ne străduim să respectăm proporțiile și mai facem și câte o plimbare între mese. Primăvara ne pune la dispoziție o bogăție de legume proaspete și verdețuri numai bune de pus în farfurie alături de ouă, drop sau friptură de miel. Dacă farfuria noastră, jumătate din ea este plină cu verdețuri, cu legume, în cealaltă jumătate putem pune și o bucățică de carne și un ou și niște brânză și o felie de pâine. Nu e nicio greșeală aici, însă important este ca măcar jumătate din farfurie să fie reprezentată de verdețuri. Niciun preparat tradițional nu este contraindicat dacă ne străduim să respectăm proporțiile. Nici măcar carnea de miel, considerată grea pentru digestie, sau mult blamatul cozonac. De obicei, pulpa de miel se face la cuptor, din nou un mod sănătos de a găti, și atunci o felie de friptură cu o salată lângă ne duce din nou într-un meniu deslăbit. Deci s-ar putea chiar ca masa de Paște nu numai să nu ne aducă kilograme în plus, dar chiar să nu ne afecteze silueta. Ultimul element, cozonacul și pasca, adică desertul, pot fi prezente fără nicio problemă, mai ales dacă am fost isteți și am renunțat la felia de pâine, la garnitura făinoasă, eu știu, de cartofi, de orez, de paste, și păstrăm cozonacul și pasca ca să fie reprezentanta acestei categorii de nutrienți, deci carbohidrații, dacă îi consumați doar dintr-o felie de cozonac sau de pască, niciun risc. Un alt sfat e să nu mâncați din toate felurile deodată. Pe larg despre cum să potriviți porțiile, dar și de ce ar fi bine să vă opriți la maximum 2 pahare de vin, aflați dintr-o nouă ediție, Sănătate cu Stil, sâmbătă de la ora 11 la Prima TV. O familie din California a trăit momente de coșmar după ce casa le-a fost invadată de un stol uriaș de păsări. Scenele filmate în interiorul locuinței sunt parcă rupte din peliculele horror ale lui Alfred Hitchcock. Fenomenul rămâne deocamdată un mister chiar și pentru ornitologi.
over a home in Torrance. It's so hard to explain, and if you don't see it with your own eyes, you'd never believe it. Așa s-a încheiat o seară la restaurant pentru un cuplu de californieni. În cele câteva ore cât au lipsit de acasă, locuința lor a fost complet invadată de sute de păsări. Au filmat imediat neobișnuita scenă. Totul amintește de secvențele antologice din faimosul clasic horror Păsările, semnat de Alfred Hitchcock. Just listen to those lovebirds. Mitch. Intrigați, oamenii au anunțat poliția și protecția animalelor. Autoritățile le-au recomandat să deschidă geamurile pentru a lăsa păsările să iasă afară. În mod bizar, soluția nu a dat rezultate. Blackbirds just flying everywhere. After a few hours, they just hung off of the ceiling and they slept. You say, "Oh, the birds came in my house." They're like, "Okay." Well, not we lost count after 800. So, you know, it's unbelievable. I'm okay with the birds, but I don't want a bird ever. Proprietarul casei și-a dus soția și fetița la un hotel. Întreaga noapte a încercat să alunge musafirii nepoftiți. After the next day, then you know there was random birds flying out of closets and stuff, and there was like a couple hidden up on top of the refrigerator, you know, and then and you wouldn't find out because they're very stealth. They'll just sit there until you move something and all of a sudden their wings start flapping. Deocamdată fenomenul rămâne un mister și pentru specialiști. Singura explicație a ornitologilor este că stolurile au intrat pe coșul de fum în căutarea unui adăpost. Colega mea Anca Seara ne spune acum care sunt noutățile zilei din sport. Anca, bună seara, te ascultăm, mai legătură. Bună seara, Marius. S-a strâns și mai tare lupta la titlul în Liga 1 după victoria Craiovei cu FCSB. Campioana CFR a depus memoriu împotriva unui central care merge la Euro. Și iubita lui Ronaldo a sărbătorit ziua dansului cu cele mai senzuale mișcări. Iată principalele subiecte de astăzi. Craiova a obținut cea mai clară victorie cu FCSB de la promovare încoace. Tănaser a luat la țintă pe arbitrul Kovács la final. E incredibil ce face acest om. A apărut o nouă soluție pentru salvarea lui Dinamo. Rădoi a transmis un mesaj către naționala de tineret pe care o va conduce la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Finalul de sezon va fi incendiar și în La Liga, după al doilea pas greșit al Barcelonei în patru etape. Luna mai vine cu un eveniment major în viața lui Tătărușanu. Toate detaliile la Focus Sport. Cum va fi vremea în acest weekend? Bineînțeles că știe colega mea Marina Nițoiu. Marina, bună seara! Cum va fi vremea în weekend, că tot e Paștele? Bună seara, Marius, bun găsit, doamnelor și domnilor. Să știi că se face cald mâine și mai cald decât a fost astăzi. De asemenea, dacă îți vine să crezi, vorbim de temperaturi de vară pentru acest weekend. Duminică, de exemplu, în Giurgiu vor fi în jur de 31 de grade. De asemenea, pe litoral mâine va fi frumos, dimineața ceață, însă temperaturile se vor situa între 16 și 18 grade. Ce pot să zic decât Doamne ajută, cineva mi-a ascultat rugile, iar acum spune-ne știrile. Exact. La noi, în această noapte, vor fi nori mulți în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, de asemenea și la munte, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări pe durata ploilor, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, puțin mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 4 grade. În zonele joase de relief o să apară ceața. De 1 mai vom avea temperaturi de vară în multe locuri din țară și vreme instabilă, din păcate. În a doua parte a zilei, în jumătatea de nord a țării ne putem aștepta la averse însoțite de tunete, fulgere și vânt intens. Spre seară, ploile zgomotoase cuprind și sudul țării. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 29 de grade. În București, mâine, vom avea o zi deosebit de caldă pentru începutul lunii mai. Amiaza aduce în jur de 27 de grade. Spre seară apar câțiva nori, dar șansele de ploaie în noaptea de înviere sunt destul de mici în capitală. De Paște, atmosfera se menține deosebit de caldă și vor fi 30 de grade. Luni scad ușor temperaturile, iar vântul o să fie activ. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Cam atât pentru moment, dar cu mai multe detalii vin după Focus Sport la rubrica Meteo. Marius? Marina, îți mulțumim foarte mult! Doamnelor, domnilor, Focus se încheie, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. De la ora 20, Jennifer Aniston caută fericirea cu orice preț într-un rol nominalizat al Globurile de Aur. După, programul continuă cu un film românesc de referință, cel mai iubit dintre pământeni. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți!